Am avut o perioadă în care cred, se vede în acești 30 de ani, la modul în care am dotat armata română, la modul în care s-a programat înzestrarea armatei române, că ne-am gândit o foarte mare perioadă doar la ideea că sigur că trebuie să modernizăm armata, că trebuie să ne pregătim în principiu pentru un război, dar nimeni nu credea că în mod real în Europa va putea să fie un război cald. Acest lucru este prima lecție. Pacea nu mai este asigurată și este foarte clar acest lucru. În al doilea rând, ceea ce s-a văzut în conceptul strategic NATO de la Madrid și a apărut o mare măsură, lecțiile acestea ale războiului au apărut deja în conceptul NATO de la Madrid. După 12 ani, conceptul strategic al NATO anterior a fost în 2010. În 2010, Rusia era trecută ca partener al NATO în acel moment. Nu venise momentul Crimea. Crimea, evident, și foarte multe din amenințările de astăzi, care s-au văzut că fac parte din, să spunem așa, corpusul concret, practic al războiului, nu făceau obiectul unor analize și a unor posibilități de apărare și strategii sau tactici din conceptul strategic. Adică, războiul hibrid nu era trecut ca fiind o amenințare reală. Sigur că se vorbea despre război electronic și atunci, dar nu s-a vorbit în documente oficiale și nu s-a conceptul de reziliență, de exemplu. De asemenea, harta lumii arăta altfel în acel concept strategic al NATO. Nu apărea China ca și jucător strategic în plan global, de exemplu, în acel concept. De asemenea, nu existau alte forme, să spunem, care țin de reziliență și care țin de războiul propagandistic, războiul psihologic care este continuu, este cotidian deja în lume. Deci aceasta este a doua lecție, este aceea că formele războiului s-au schimbat major într-un deceniu. Într-un timp foarte scurt, asta e, în 12 ani. Nici 12 istoria ani. Istoria se accelerează foarte repede în acești ani. Inclusiv modalitatea prin care apar noi configurații strategice sau tactice, în modul în care apar noi tehnici sau noi elemente de tehnologie. În 2010, dronele, de exemplu, deși existau drone și în 2010, acum 12 ani, nu era un element important al războiului. Existau și avioane fără pilot, evident, dar și acestea nu făceau parte din arsenalul, să spunem așa, ofensiv sau defensiv în anumit caz, deci ca fiind elemente esențiale. Deci s-a schimbat și concepția asupra războiului în această perioadă. Pe de altă parte, mai sunt câteva lucruri care sunt foarte importante și care ne vizează pe noi. Și aici a fost, cred, prezența României în această perioadă și aici a schimbat radical realitatea, a schimbat și România. În primul rând, încă din înainte de Crimea, Marea Baltică era considerat un punct strategic și într-un anumit fel, mai ales după Crimea, a fost fortificată, ca să spunem așa, din politica NATO. Evident că se întrevedea o posibilitate privind o agresiune, o posibilă agresiune a Rusiei în zona nordică. În orice caz, noi ne-am luptat și aici și președintele Iohannis și toți ministrii apărării care au venit după 2016 s-au ocupat de ideea de a încerca să impunem Marea Neagră ca egală a Mării Baltice, adică să creăm un continuum de apărare pe acest flanc estic între Marea Baltică și Marea Neagră, adică un flanc cu egală importanță. Ce s-a văzut? Atacul la Ucraina al Rusiei, modul în care se desfășoară ostilitățile în Marea Neagră ne-au dat dreptate. Și dacă eu în mandatul meu, de câteva luni numai, în decembrie, la primele întâlniri cu NATO, insistând pe proiectul acesta al României să considerăm zona Mării Negre ca zonă strategică importantă de posibilă amenințare la adresa NATO și a României, evident, ca membră NATO, în decembrie încă ni se spunea, sau chiar în ianuarie, este dificil să considerăm și aceasta ca o foarte importantă zonă strategică. Ceea ce s-a văzut și, până la urmă, conceptul de la Madrid
arată foarte clar că este o zonă de importanță NATO. Bun, dar noi am tot avut semnale publice, domnule ministru, dacă racordăm discuția strict la elementul de politic național, de pe vremea lui Traian Băsescu, fără să-i fac o laudă, că na, mă știe lumea cine sunt și care a fost raportarea la mandatele domniei sale, raportarea mea. Dar vorbea de ani de zile și domnia sa și consilierii domniei sale de Marea Neagră la Crusesc, de pericolul acesta, da? Și componentă care exista foarte mult și în dialogul României cu NATO în toți acești ani. Da, aici România a avut... Și iată că previziunea s-a adeverit până la urmă, din nefericire. România a avut, din punctul acesta de vedere, a avut o primordialitate în ceea ce privește considerarea Mării Negre ca o zonă foarte importantă. Evident că era important pentru noi acest lucru, dar analizele noastre au fost corecte. România promovează cu adevărat de peste 20 de ani Marea Neagră ca fiind punct important strategic. De multă vreme noi nu mai credem ceea ce spunea Nicolae Iorga, că singurul vecin al nostru, cel mai bun vecin al nostru este Marea Neagră. Nici Marea Neagră nu mai este un vecin bun și s-a văzut acest lucru. Deci acesta este un câștig al diplomației noastre. Pe de altă parte, sigur că acest război a confirmat câteva lucruri și tot ca lecții. În primul rând, o lecție pe care a primit-o Europa, aceea că trebuie să te organizezi și să organizezi o apărare consistentă, pentru că nevoia de a ajuta și Europa, a participa și Europa în cadrul conceptului strategic pe care l-am stabilit împreună cu țările europene, a participat și Europa alături de NATO, alături de Statele Unite la acest efort puternic de apărare. Știu ce înseamnă apărare consistentă, domnule ministru, din perspectiva României? Pentru că dacă ne uităm la cum ne-am raportat noi la NATO, avem acel angajament pe care l-am respectat printre puținele țări membre și în mandatul vechi. În primul mandat al lui Trump ne-am luat angajamentul de 2%, ne-am plătit tot ce era de plătit. Ce înseamnă apărare consistentă astăzi când vorbim? Am văzut că există o proiecție de alocare pentru armată de 2,5%, care se va duce foarte mult pe partea de investiții, dar dați-ne detalii. Adică... Sunt mai multe lucruri care definesc apărarea colectivă, nu securitate colectivă. Securitate colectivă era mai simplu, era și în conceptul trecut al NATO. Apărare colectivă înseamnă că pe flancul estic avem elemente de apărare robuste, de apărare. Asta înseamnă trupe NATO în România, ceea ce există deja. Marele nostru succes a fost că la summitul de la Madrid, două țări au anunțat prezență la nivel de brigadă în România, atât Statele Unite, prin vocea președintelui Biden, cât și Emmanuel Macron, prin ca partea Franței. Deci avem ceea ce era destul de greu de obținut. Se spunea, chiar și noi, nu credeam că vom reuși să atingem chiar la acest nivel al prezenței străine în România. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că noi nu ne pregătim pentru NATO. Asta înseamnă însă că alături, împreună cu trupele NATO, avem două brigăzi care vin echipate cu ceea ce este mai modern în acest moment și care, cu schimburile noastre legate de modul de interoperabilitate în care deja funcționează la noi în NATO, putem să avem o apărare credibilă, serioasă. Asta înseamnă că și noi, în obligațiile NATO, avem pregătite minimum două brigăzi care sunt echipate la nivel de NATO și pe care le echipăm în acest moment. Încă nu avem chiar nivelul la care ne așteptam, dar în anii viitori vom avea acest nivel și noi vom avea minimum două brigăzi. În acest moment avem pe teritoriul nostru în jur de 5500 de soldați și cu siguranță că se vor mai completa aceste efective pe parcurs, soldați NATO, soldați străini. Deci avem comandamente multinaționale pe teritoriul nostru. Deci asta înseamnă, este o parte a apărării robuste de care vorbim și apărării colective. Pe de altă parte, ceea ce face conceptul strategic de la Madrid și despre care puțin se vorbește este că introduce conceptul de reziliență și în conceptul de reziliență nu ne gândim numai la armament, nu ne gândim numai la trupe, ci ne gândim la reziliența generală a unei țări. Asta înseamnă și cultural, și psihologic, și infrastructură critică. Asta înseamnă că în acest concept strategic se vorbește despre prepoziționarea de stocuri. Deci stocuri, inclusiv de armament, dar nu numai stocuri de armament, vorbim și de stocuri de energie, depozite, un sistem de conducte care să vină dinspre Occident, spre acest flanc estic, pentru ca să
fiind pregătiți pentru orice situație energetică, cum este o posibilă criză energetică. Acestea sunt elemente importante, dar ideea de reziliență este de asemenea importantă pentru că toate aceste țări care ne aflăm pe flancul estic, alături de celelalte din Europa, gândim împreună acum câteva lucruri importante. Ce înseamnă asta? Înseamnă cum pregătim viitorul tehnologic al NATO și al Europei. Europa a rămas în urmă în ultimii ani, sunt analizele, am văzut și ale unor țări importante, cum este Germania sau alte țări, care spun că, și ați văzut cât de repede a reacționat Germania și cum pentru ceea ce privește înzestrarea tehnologică, modul în care se pregătește pentru viitor, de inclusiv un procent din PIB de care era greu de acceptat până atunci, că se va ajunge la 2% din PIB-ul Germaniei. Deci este vorba de pregătirea unor viitorului. Asta înseamnă un fond, s-a stabilit și s-a statuat la Madrid un fond de dezvoltare tehnologică pentru viitor, fondul Diana, la care vor participa toate țările, și asta înseamnă că și noi vom participa la acest fond, un fond de vreo 2 miliarde, care în final va ajunge la vreo 2 miliarde de euro și care va însemna că începem să lucrăm împreună la o dezvoltare tehnologică, inovații, invenții, un accelerator de inovație, de fapt. Mircea Joane este unul dintre cei care din stafful NATO se ocupă de dezvoltarea acestui proiect. Asta este un lucru foarte important pentru viitor. Înseamnă că acest progres tehnologic pe care îl are NATO în acest moment în fața altor forme de organizare armată trebuie conservat și trebuie dus mai departe. Deci este un element de asemenea foarte important a unei apărări robuste aici. Apoi, când vorbeam despre reziliență, este vorba de sprijinirea reciprocă, de exemplu, pentru ca să facem împreună achiziții. Achiziții de armament, nu numai producție de armament, dar și achiziții comune. Sper să putem face și în Europa mai repede, pentru că în acest moment există o legislație și o birocrație care nu facilitează o achiziție rapidă, de exemplu, așa cum ai avea nevoie atunci când îți bate războiul la ușă. Adică să ocolești licitațiile și să te duci direct să cumperi de unde vrei. Sigur, să poți cumpăra sau să produci împreună foarte repede elementele. Bun, de dar care... Dar noi am făcut asta cu partenerii noștri americani. Sigur și că există ceva. Această... Ne-am dus, luați, vrem, deci... doar cu livrarea asta au mai prost. Au început să livreze? Se livrează, sigur că... Ce am primit ultima dată, de exemplu? Cu ce suntem în grafic cu livrările? Suntem în grafic cu unitățile Patriot, de exemplu, am primit, da? Și în această vară, în această toamnă, se vor completa toate celelalte livrări. Deci suntem în grafic cu acestea. Cu siguranță că piața de armament acum, toată lumea are nevoie. Că noi tot plătim, dar nu primim. Am primit. Sigur că COVID-ul, în primul rând, a dus la o serie de întârzieri, pentru că s-au bulversat fluxurile.